Se împlinește astăzi exact un an de când am intrat în izolare. Draga mea, cum ai resimțit tu schimbarea din ultimul an de zile? Îți dai seama că am resimțit-o ca și toată lumea. Dacă în primele două săptămâni gândeam, o să treacă cât o să fie, m-am apucat să fac plăcinte, gogoși, eu care nu fac și nici nu mănânc așa ceva, să-mi redescopăr veleități de gospodină, după aia m-am oprit și am zis, hopa, ce-i de făcut? Ok, asta e, da? În general, când se întâmplă un lucru radical, te gândești, se poate schimba, fac ceva. Nu se poate schimba, mă adaptez. Și trebuia să faci hârtia aia, dovada că unde te duci, la ce oră te întorci, așa. Noi trebuia să mergem la editură, pentru că noi pregătim cărțile, noi lucrăm pentru școală. Ne duceam la editură, la editură am la parter editura și la etaj este sala mea de gimnastică. Mă duceam frumos la editură, încuiam poarta și alergam de la poartă până în fundul curții timp de o oră, până curgea apa pe mine. Ah, pandemie! Deci în fiecare zi făceam treaba asta. După aceea, fetele m-au contactat, Luminița, ce facem? Păi ce să facem? Ne-am apucat să facem orele noastre pe Skype. Da. S-a adunat, sigur, până am dovedit-o cu tehnologia, i-am cerut ajutorul fiicei mele. Hai mă, uite, trebuie să schimbăm. Băi, am schimbat ceva, ne-am adaptat, da? Pentru că ele la început speriate, după ce am început să lucrăm, toată lumea a devenit optimistă, ne întâlneam, vorbeam ca și când am fi fost împreună în sală. Efectiv, asta am făcut. Acum, de exemplu, am puține care vin la sală și restul continuă să lucreze de acasă pe Skype. Da. Sigur că este cu totul altceva, fiindcă în sală se întâmplă niște schimburi de energie, da, între oameni. Sigur. Știi? Eu dau de la mine multă energie și o recuperez într-un fel. Pe când așa, cu ecranul ăla în față, Da, decât nimic. Decât nimic. Deci ideea este... Alta, fetele, femeile mai conștientizează. Bărbații au și nu, ei... Nu am intrat în panică, să știi. Da. Sigur că aștept cu nerăbdare să trecem și o să trecem și peste asta. Sigur. Este bine să nu te lași bombardat de tot felul de informații și pro și contra și conspiraționiste și anticon. Deci, bă, lasă lucrurile, fii conștient, fii lucid și fă ce îți dictează ție eul interior că este bine să faci pentru tine. Și mai ales nu uita să trăiești, pentru că anul acesta este anul în care noi trebuie să trăim, este viața noastră. Secundele vieții mele nu trebuie să le irosesc cu frici, cu anxietăți, cu disperare, cu să fie timpul mort. Nu, este timpul viu, este timpul vieții mele pe care eu vreau să-l trăiesc foarte frumos. Asta este, mă adaptez și încerc să... Deci, asta este ideea, să ne continuăm viața ca și când nu se întâmplă lucrul ăsta, luând măsurile de protecție care trebuie luate, dar nu intrând în panică, nu înnebunind și nu mâncând în exces. Sigur, de că stres, da. Și așa, atenție la copiii noștri care acum, volens nolens, trebuie să lucreze mult online. Sigur. Aici un avem un problem foarte delicat, dar foarte important. Foarte important, a crescut copiii, obezitatea infantilă, crescut, da. Inclusiv diabetul la copii, autismul la copii. Asta ce înseamnă? Înseamnă că părinții trebuie să-și rupă din timpul lor. În loc să te uiți la televizor sau să vorbești cu nu știu cine la telefon, stai o jumătate de oră, o oră cu copilul tău, joacă-te cu el, ieși cu el de mână afară, fă activități cu el, în afara, cele în afara programului de școală online. Trebuie neapărat copiii să iasă din mediul online, da. Iar chiar dacă lucrează la școală online, din când în când să face pauză, pauză în care copilul trebuie să facă cu totul altceva. Nu să se joace în continuu tot pe calculator. Aici este rolul părintelui care, chiar dacă este foarte ocupat, trebuie să-și facă timp până nu este prea târziu. Deci, până și mama mea, Dumnezeu să o ierte, când eram noi mici și învățam că trebuia să învățăm, că tot ea ne certa. Adică da.
așa, după o anumită oră, spunea, ieșiți afară, pentru că altfel o să ajungeți niște sălbatici. Exact. Deci trebuie să ieșiți afară. Dar nu mai ești lucid la un moment dat. Și nu mai putea asimila. Și încă ceva. Tocmai fiindcă copiii sunt obligați să stea mai mult în casă decât de obicei, nu se mai joacă șotronul că n-au voie unii cu alții, da. Nu se mai joacă fața ascunselea, mai știu ce jocuri frumoase afară, atunci trebuie să avem grijă la alimentație. Da. Trebuie să mănânce cât mai multă hrană vie și degeaba te duci cu copilul la nutriționist când tu ai în cămară biscuiți, ciocolată, snacks-uri în frigider, dar tu n-ai voie să... Nu! În cămară și în frigider trebuie să existe lucruri pe care copiii au voie să le mănânce. Trebuie să le mănânce. Când e poftă copilului de ceva, dai un fruct, înlocuiește ciocolata aia care face reclama aia minunată, cum curge ciocolata, cum... Da, frumoasă reclama, da, gândește-te ce se întâmplă la spitale. Câți copii sunt cu diabet, câte cazuri nenorocite, inclusiv cancerul, care și el este influențat de consumul excesiv de zahăr, inclusiv dependența de zahăr, care este mai mare decât cea de droguri. Deci, trebuie să avem grijă ca copilul să fie ancorat în prezent, să iasă afară, să mănânce sănătos. Uite, acum e primăvară, tu, părinte, ia-ți din timpul tău, rupe-ți din timpul tău și uite, ieși, joacă-te cu el cu mingea puțin afară. Indiferent, într-un spațiu cât de mic, nu trebuie bani pentru asta. Nu. Și tu te și învață, tu te fă piața cu el de mână. Haide să luăm aia, uite ce frumoase sunt ridichile, uite salata nouă, uite... Asta. Nu-i da repede să tacă, îi pui un dulce în mână, un snack și stă ăla cu minte și se joacă pe calculator și mănâncă în continuu. Pe vremea noastră erau desenele animate cu papai marinarul. Și îl vedeai pe ăla cu mână că spara? Normal. Și era voinic. Și dacă îți plăcea și dacă nu îți plăcea, tu tot mâncai. Pentru că aveai impresia că așa o să crești. Îți explicau părinții cum o să crești. Trebuie să cumperi nu știu ce, că de acolo iese o jucărie și să... Da. Dom'le, asta e business, e comerț, e normal să fie, dar părinții trebuie să fie foarte atenți. De unde iese jucăria, e puțină ciocolată, dacă stăm să ne gândim că sunt unele pline. E puțină ciocolată, e subțire. Da, e puțină. Dar dacă eu aș fi găsit o jucărie într-o punguță cu fructe, da. Parcă era mai drăguț, nu? Sigur. În fine, sigur. Ideea este că noi trebuie să fim foarte atenți. Părinții, educatorii, profesorii, trebuie să fie atenți și la lucrul ăsta, pentru că sănătatea fizică de ea depinde și sănătatea mentală a copilului. Un copil care devine gras, devine apatic, este rejectat de societatea copiilor, sigur, da. Se simte altfel, se retrage în sine. Poate să devine și autist cu timpul, să nu mai comunice cu exteriorul. Semi-autist. E foarte mult. Semi-autist. Da. Dar să știi că este o problemă. Foarte mulți copii care stau tot timpul pe laptop, îi strigă, mama, vorbește, nici n-aud. Da, da, da. Nici nu mai văd, nu se mai conectează cu realitatea. Da. E foarte important. Din când îi să rupi tu. Oamenii mari, este datoria noastră. Da. Copiii trebuie să știe ce înseamnă și jocul individual. Exact. Așa cum săream noi coarda când eram micuțe afară, că nu săream toate odată, săream în spatele curții, nu? Adică și vorba aia ține de sport, ține de disciplină, de mișcare. Trebuie să învățăm, mai ales dacă sunt fetițe, să pună o floare, să planteze o floare, că te apleci și da, sunt mișcări care sunt necesare și utile într-o viață de om. Acum, există în yoga anumite asane care ajută la pierderea în greutate. Că vorbești de yoga. Yoga este un principiu filosofic de multe mii de ani, probat de poporul indian. Sigur. Speță. A ajuns și în Europa, este foarte la mod acum. Este foarte la modă, dar trebuie de aia, înțeles corect. Dincolo de dietă, de nutriție, deci, sunt anumite... Yoga, yoginii, în primul rând, nu mănâncă animale. Da, știu. Odată. Deci, ești ceea ce mănânci într-un final. Regnul vegetal se regenerează. Tu chiar dacă rupi floarea aia, ea crește în continuare.
Dar dacă tu ai luat gâtul la găina aia, aia a murit, pa, la revedere, nu mai e. Deci un principiu yoghin este să te hrănești sănătos, să ai corpul curat. Da. Niciun yoghin nu e gras, nu există așa ceva. Da. Deci ca să te purifici psihic, mental, sufletește, trebuie să te purifici și fizic. Uite, de exemplu, dacă tu intri într-o biserică, n-ai să vezi niciun sfânt ilustrat, pictat cu burtă și gras. Toți sfinții sunt spiritualizați. Da. Acorzi mai multă importanță spiritului decât mațului. Sigur. Înțelegi? Deci, yoghinii mănâncă... O chestiune care ține de evoluție, de lumină, da, de înțelegerea unor adevăruri ascunse în noi, lăuntrice. Exact. Exact. Pentru că în momentul în care tu studiezi și eventual practici, că nu trebuie să practici tot ce este în yoga, nu o să stăm în toate pozițiile, că unele sunt foarte complicate, se spune că și ochii îți strălucesc altfel, da, că poți să dispară din migrene de multe ori, poate să-ți ajute vederea până la vârste înaintate. Exact. Sigur că ține că și sunt... de principiu alimentar. Da, sunt yoghini care la 90-100 de ani făceau asane. Da. Deci aveau o mobilitate perfectă. Își mențineau acea mobilitate. Deci asanele acestea yoga. Dar vreau să-ți mai spun ceva. Miezul Hatha Yoga este de fapt respirația. Da. Pranayama. Da. Deci respirație ce înseamnă? Respirație conștientă. Noi respirăm. Toți respirăm. Automat. Important da, este respirăm, cum corect. Respirăm. În yoga înveți să respiri conștient. Și atunci elimin prin respirație toxinele din corp, din sânge, prin eliminarea dioxidului de carbon încărcat și inspiri oxigen. De asta este bine înainte de un stres, de o intervenție chirurgicală, de o întâlnire foarte importantă, când ai emoții, e bine să respiri yoga, să faci câteva respirații yoga. E, astea lucruri se învață dacă ai da. Un mediu. În primul rând trebuie să citești despre yoga. Înainte de a te apuca, să înțelegi ce înseamnă această filozofie yoga, pe ce se bazează ea. Gândește-te că oamenii pentru că aceia... dacă nu o faci conștient, nu. Poate să-ți dăuneze, cum spun să nu greșești. De multe Ca ori. Să nu greșești, da. Trebuie să știi exact despre ce este vorba. Și recomand, chiar și prin respirație poți să slăbești. Ai să râzi. Asta spuneam. Că... Ai să râzi. Prin respirație conștientă, noi femeile respirăm mai prost decât bărbații. Respirăm cu un sfert din capacitatea pulmonară. Aici, da. Bărbații respiră abdominal mai bine decât noi. Da. În caz de emoție, cum se exprimă emoția? Bun. În caz de emoție, te liniștești. În primul rând, faci o expirație profundă, după care inspiri cu zgârcenie. Cât un pic, cât un pic, timp de 5-7 secunde inspirație. Cât un pic... abdominal, neapărat. Toracic, clavicular. Deci urci din ce în ce, menții puțin, după care expiri tot așa cu zgârcenie până când golești fiecare alveolă. Dacă faci măcar o dată pe zi 5 respirații yoga, ai să constați, în primul rând că n-ai să mai mănânci ca porcul, nu o să-ți mai vină. În al doilea rând, o să ți se limpezească mintea și în al treilea rând, n-ai să mai fii gras. Da. Și mai lucrează, doamnelor și domnilor, la asteniile de primăvară, așa absolut, ceva. Absolut, acum da. În această perioadă. Perioada este, nu pot de-aia să mă duc am afară, să discutăm, să intrăm geamul, un pic pe... Dacă nu trec autobuze prea multe prin față, deschid geamul dimineață, momentul în care captezi energia din univers, să știi că este la răsăritul soarelui. Răsăritul soarelui. Asta, dacă nu poți atunci, deși e bine să te scoli de dimineață. Eu am fost fascinată aceea, prima dată când eram... cine se scoală de dimineață de parte ajunge, sigur, este adevărată, din da. Toate punctele de vedere. Când eram mică și am ajuns la mare și unde stăteam eu în hotelul acela, erau niște terase și erau yoghini dimineața pe vremea lui Ceaușescu. Să prindă eu eram mică. Răsăritul din mare. Sigur. Da.
Și am fost fascinată și din momentul ăla am întrebat, dar ce se întâmplă? Și, că eu mă duc, sunt curioasă, întreb, îi trag de mânecă, deci nu... Și mi-au spus că sunt yoghin și din momentul ăla am fost atât de fascinată. Azi, wow! Da, ce e interesant! Ceva, da. Și eu mă trezeam dimineața numai că să-i văd pe ei la răsăritul soarelui cum fac așa ceva. Minunat, foarte sănătos. Și mie îmi place să fac meditație, de aia și soarele, dar și la energia lunii, pentru că de multe ori stau și simt că în anumite, când sunt anumite faze ale lunii, da, mă încarc, da, știu, foarte bine. Da. De aia e important ca oamenii să înțeleagă că asteniile de primăvară pot fi îndepărtate cu... un plus de tehnică respiratorie, exact, da, care elimină stresul și disconfortul acesta la trecerea dintre, da, anotimpuri, cu nutriție, dietă, alimentație sănătoasă, da? Că degeaba facem noi, luăm o pâine întreagă și am făcut noi o tocăniță, o iahnie de fasole care este ca la mama acasă și e de post, nu? Nu e bine. Nu e bine. Și mâncăm îngreunesc jumătate de oală, nici nu mai așa, pentru că nu o să slăbești. E adevărat că ții post, pentru că ține de post, dar... Nu e bine, nu e adevărat. Să spun de ce? Pentru că post... Spune că trebuie să mănânci mai puțin, exact, și cu un pătat. Exact. Ei, chiar dacă vezi, o altă filozofie. Ar fi de post, știi, da, de post? O lingură. Sigur. Atunci am postit. Da. Dar dacă eu îmi pun fasole, că e voie, da? Atât, n-ai postit. Eu nu ai pot păcătuit să mănânc atât de multă fasole, dar fasolea este bun. Un păcat. Trebuie, da, să mănânci ca să trăiești și nu să trăiești ca să mănânci. Sigur, e foarte adevărat faptul că postul în momentul în care a apărut tot ca o regulă de detoxifiere. Au nevoie de a curăța, detoxifiere, sigur, efectiv. Sigur. Și mai ales acum că vin verdețurile, te duci și cumperi de pe tarabă tot ce e verde. Verde, roșu, portocaliu, culori. Ele au vibrație, ele conțin substanțe de care corpul nostru s-a lipsit pe timpul iernii. N-am avut lumină. Ele sunt făcute avem cu lumină. Avem telespectatori care sunt la ele țară, să ducă energie. Marginea pădurii. Poate, da, nici nu cumpără de pe tarabă, că trebuie să conștientizăm. Cu atât mai mult, cu cât este mai sălbatic leguma, fructul respectiv, cu atât mai sănătos. Sigur. Mie spunea bunica mea, maică, acolo unde trăiește viermele, trăiește și omul. Să nu pute mărul ăla care are vierme, pentru că e o larvă de fluture. Ăla, sigur, nu se așează dacă are pesticide. Nu stă acolo. El simte, noi nu mai simțim oamenii. Am pierdut legătura intrinsecă cu natura. Noi ce numim noi produs legat. Bio. Bio. Acum așa se zice bio. Noi zice produse normale. Normalitatea. Aia e bio. Normalitatea. Sigur. Păi, până una alta, cu toții avem fața întoarsă și către țară, și către pământ. Avem rude, avem locuri ale copilăriei, da. Avem multe conexiuni care ne-au ajutat să înțelegem ce este bun și corect de consumat într-o perioadă de genul acesta, ce ne face bine și ce nu ne face bine, pentru că organismul este un ceasornic. Exact. Singur o să tragă un semnal de alarmă când ceva nu este ok. Și nu forțați organismul să consume ce nu-și dorește el în, exact, momentul respectiv. Dar pentru că este primăvară și pentru că este plin de trufandale, în sensul ăla bun, și animalele pădurii consumă din trufandale, nu? E bine ca omul să înțeleagă faptul că verdeața, da, ce e verde, în esență nu face decât să ne aducă surplusul acela de evergreen, de tinerețe. Exact, exact, exact. Da, de tinerețe fără bătrânețe. Sunt alimente care îți dau vigoare și alimente care obosesc. Deci dacă tu ai mâncat și după masă ești terminat, obosit, trebuie să-ți faci siesta,
ai mâncat cât nu trebuia să mănânci. Trebuie să, după masă, să te simți revigorat. Am energie, nu mai mi-e foame, sunt energic. Dacă ești bleg, că ai mâncat prea mult, atunci toată vascularizația se duce în cavitatea abdominală, se golește creierul de sânge, alte organe sunt în suferință și începe o luptă acolo. Începe o frecătură și o luptă și o disperare să digere greutățile pe care le-ai adus tu în corp. Nu mai bine să-i dai ceva ușor corpului, să lași și creierul să lucreze în perioada sigur, asta, da. Să detoxifici, să luminezi. Nu? Și ca să concluzionăm, sport, mișcare, sport, dietă. Exact, ele se împreunează, nu merge una fără alta. Profitați, este primăvară. Lasă că o să treacă și pandemia asta. Facem ce trebuie și o să trecem cu bine și peste asta. Și nu uita să zâmbiți. E foarte important. E foarte important. Să nu fim crispați, să zâmbim, să vorbim când ne vine, să dăm telefon, să vorbim cu prieteni, să socializăm alt mod, în alt mod, dacă nu se mai poate ca înainte, dar se va putea curând. O să trecem și peste asta. Și să punem copiii la mișcare. Să punem copiii la mișcare, să ne jucăm cu ei. Să ne jucăm cu ei, să nu îi lăsăm chiar dacă plouă afară, ieșim și pe ploaie, dacă nu, ne așezăm pe covor și ne jucăm împreună. Nu tot timpul cu ochii în calculator, decât atât cât trebuie. Exact. Îți mulțumesc mult, drag. Te mai aștept și altă dată la mine, în emisiune. Dragilor, îmi au rămas bun de la voi și vă aștept mâine cu alte informații la fel de interesante. La revedere! Vă pup!